Medicii veterinari concesionari au intrat de astăzi în grevă. Aceștia au întrerupt activitatea sanitar-veterinară după o serie de revendicări ce nu au fost luate în seamă de actualul executiv. Medicii veterinari concesionari solicită achitarea restanțelor financiare, dar și asigurarea echipamentului de protecție împotriva COVID-19 și a pestei porcine africane. Aceștia așteaptă un răspuns de luni de zile, însă au fost lăsați de izbeliște. Medicii intră de astăzi în grevă și și-au întrerupt activitatea. Aș dori să fac o mică comunicare vis-a-vis de ultima acțiune a medicilor veterinari concesionari, care s-a produs săptămâna trecută, în legătură cu notificările privind încetarea activității sanitar-veterinare, încetarea acțiunilor programului strategic. Pe perioada încetării, medicii veterinari nu vor face decât cazuri urgente. Aceasta se datorează, așa cum am spus și săptămâna trecută, în interviu dat televiziunii noastre, se datorează nemulțumirilor privind legea 236, care nu și-a făcut efectul nici până în ziua de azi. Medicii veterinari au intrat foarte mulți, au intrat în imposibilitatea de a-și mai plăti personalul angajat, care este stipulat în contractele de concesiune și în actele adiționale, contractelor de concesiune, acordurilor cadru și contractelor de prestări servicii. Muncă multă, bani deloc. Așa lucrează medicii veterinari concesionari. Inspecțiile care se fac în gospodăria populațiilor în fiecare an au venit cu întârziere într-o perioadă în care evoluează și această coronavirus, perioada este scurtă, începând cu data de 15 noiembrie, așa cum știm, majoritatea și foarte mulți proprietari țărani vor începe la sacrificarea suinelor, fapt pentru care cere ca medicii veterinari să fie la cabinetele lor pentru examinarea cărnii de porc, în vederea depistării parazitului de Trichinella spiralis. Ceea ce nu se poate. Adică să fii și într-o parte și în alta. Inspecțiile, pe lângă aceasta, procedura inspecțiilor a venit mult mai greoaie față de anul trecut. Sunt alte lucruri care s-au introdus în aceste inspecții pe care n-ai cum să le faci într-un timp atât de scurt. Aceștia nu își doreau să ia aceste măsuri, însă cerințele sunt mari, iar activitatea sanitar-veterinară este lăsată de izbeliște.